încheiem frumos anul 2016. Pentru mulți a fost rău, pentru alții a fost bine. Ne aflăm la o petrecere interesantă, o cașcă mare de oameni care muncesc mult ca totul să funcționeze. Petrecere Prima TV și Adevărul, după un an cu suișuri, cu coborâșuri, dar mergem înainte. Băneasa, te ții după mine și vezi dacă mă îmbăt, să nu mai îmi dai de băut, că știi că eu fac urât la băutură, da? Bună seara, cum vă simțiți la petrecere? Foarte bine, ce dracu faci aici? Am venit să mănânc, să beau. Cașca mare, Dincă, cel mai frumos bărbat de la Cronica Hârcotașilor și Orlando, ce-ți dorește la 2017? Păi nu mai îmi doresc nimic, să fiu sănătos, atât am doresc. Și tu la fel, arăți bine. Ne ajută Dumnezeu! Bună seara, a venit Alexa să facă foarte stimat de viață. N-am înțeles întrebarea, îmi pare rău. Două colege de la Trăsniți. Minunate, extraordinare Trăsnite. E o nebunie. Zi-mi ce-ți dorești de la 2017. Îmi doresc să fiu fericită și să fie toată lumea din jurul meu fericită. Te măriți? Dacă mă ia cineva așa Trăsnită, mă măriți? Tu? Face una pe... Eu... Mai stau un pic, ca să zic așa, mai fac o pauză, dar 2017 vreau să mă găsească sănătoasă în primul rând, cu bani, ceva mai mulți. Adică fericită! Așa și, bineînțeles, și din jurul meu toată lumea să fie super, super ok. Și trăznită, că așa e bine. Auzi? Da. Și o să facem un casting pentru noi două, că ne găsim și soți pe 2017. Aoleu, nu, eu băi, iau! Băneasa e însurat, eu sunt însurat. La mulți ani! La mulți ani, mă! La mulți ani, mă! Lângă mine se află un vechi prieten, un realizator, un om de televiziune. Mare om, aș spune eu. Ce-ți dorești tu de la 2017? De la 2017 îmi doresc să arătăm că în continuare mergem împreună cu toții, noi da, cu voi da, și voi cu noi da, și cu toții mai departe și să ne depășim recordul în fiecare an, cel puțin 5 ani de acum încolo. Adică acum sunteți la episodul? Aproximativ 1500, deci fără număr, să ajungem pe la 2000. Și câte sunt plătite din... Asta. Păi urmează acum de-abia. Primele sunt bune. La mulți ani. Bună seara. Bună seara. Ei sunt colegii noștri de la Cronică. Roșculeț. El îmbracă bebelușele. Îl avem pe Dincă, îl avem pe șofer, avem pe fratele Băneasa. Seară bună, la mulți ani. La mulți ani. La mulți ani. Pune vodcă în apă. Pa, la mulți ani. Sănătate. Zici și tu ceva. Este foarte interesant, în afară de a intra la știri, să-i urăm colegii noastre un an nou fericit, sănătos, cu mulțumesc sănătate la, de la copilat și spune ce ne dorești tu nou acum. Vă doresc un an la fel de bun. Da, sănătos. Sănătos. Plin de cașcaval. Păi eu ce-ți mai urez dacă urez tu totul? Nu, hai să fim sănătoși, să rămânem colegi până atunci bătrânești. Da, da, Doamne ajută așa să fie. Sănătate și... Sănătate și un an nou cât mai bun. Nu o să vă vină să credeți, dar am gătit pentru 150 de persoane, eu cu Băneasa și cu frasul de ieri de la ora 4, e așa? Am făcut niște jumări, tobă, am preparat niște cașcaval, pui, sărmăluțe, pulpe, muștar, salată de varză, mâncarea și băutura din partea casei. Restul... Hai mă, lasă-mă, facem! Vreau să-mi schimb pălăria ochelarii pentru anul nou și ce-mi recomandați să-mi pun eu? Stai așa? Așa? Asta e ultima fiță, 2017. Ia, dă-te să-mi fac o poză, Băneasa. Bau! Sigur, după poza asta o să mă sune de la Circul Globus. Hai că a venit momentul să ne luăm la revedere, să vă urez tot ce este mai bun pe pământ tuturor celor care s-au uitat, care se vor uita la noi
la Cronica Crăcotașilor, pe Facebook, pe Instagram, pe toate canalele online. Și să știți că eu voi intra în pauză vocală, pentru că am nevoie, după așa nebunie, gălăgie, țipete și vorbă multă, să intru într-o pauză vocală, dar promit să ne vedem pe pagina mea, pe Codruschia Ești Dezbrăcatul, pe Cronica Crăcotașilor sau oriunde în altă parte. Vă pup și să aveți un an extraordinar. Din suflet vă doresc acest lucru. Ceau, pa, pa, an nou fericit!